SEAT 92 Pitești. Singura firmă din România, meradiată cu aur la Geneva și Bruxelles, în domeniul termopanului, lansează pe piață cea mai robustă fereastră din termopan cu 5 și chiar 7 camere de barieră termică. Vă așteptăm la SEAT 92, strada George Coșbuc, numărul 54, telefon 28 8080. Fii activ! Ia-ți acum o bicicletă DHS cu 15% reducere! Doar la Marilu Condi Pitești! Vino să descoperi oferta noastră completă pentru adulți și copii pe Bulevardul Nicolae Bălcescu numărul 58, în zona nord, la biciclete! Tot aici găsești covorul potrivit pentru orice gust și orice buzunar! Te așteptăm la Marilu.com! Ți-ai pregătit mașina pentru sezonul rece? Prețurile la anvelope te sperie? Depozitarea îți creează probleme? Răspunsul la toate aceste întrebări este Delta Plus Trading, servis complet pentru roți. De la autoturisme la camioane, anvelopele noastre au preț de importator, iar montajul și echilibrarea încep de la 15 lei. Delta Plus Trading, Pitești, strada depozitelor numărul 27A, www.deltaplus.ro, 0248-611-056. Delta Plus Trading, servis complet pentru roți, rapid și eficient. Noua sesiune de distracție marca Bistro 27 este în plină desfășurare. În fiecare seară de vineri și sâmbătă ești invitat la cele mai tari petreceri din oraș cu DJ Ionuț Bărbulescu la platane. Pentru nopți de neuitat garantate, vino weekend de weekend la Bistro 27. Știi adresa? Ne găsești în Pitești pe Bulevardul Lice Brătianu numărul 27, parcarea Alcatibo. Rezervări la 0727-828501. Detalii pe pagina de Facebook Bistro 27 Pitești. Spiritualitate, natura, patrimoniu, cultura. Descoperă misterele promenadei Câmpul Lung. Reabilitarea zonei istorice și de agrement a municipiului Câmpul Lung, Ușel. Regio, inițiativă locală, dezvoltare regională. Proiect selectat în cadrul programului operațional regional și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Cum s-a sucit roata puterii de când Constantin Niculescu nu mai conduce județul? Cine este cel mai puternic om din Argeș în 2014? Aflați rezultatul unei competiții de foc în ediția de luni 3 noiembrie a săptămânalului Ancheta. Gratuit, împreună cu săptămânalul Ancheta, catalogul cel mai puternici oameni ai Argeșului. De luni 3 octombrie la toți difuzorii de presă. Ancheta, cel mai puternic săptămânal din Argeș. Back to the music.